Echim se află la o răscruce importantă. Are două opțiuni pentru a ieși din situația dificilă în care se află. Fie se va sacrifica și își va salva prietenul, fie va vedea cum viața prietenului său este ruinată. Ea ia o decizie. Leila se luptă acum oficial împotriva celei mai bune prietene dintre bătăuși. Echim vrea să-și ia o ultimă zi înainte de a admite înfrângerea și de a se retrage dar odată cu mișcarea neașteptată a Melisei, fericirea ei rămâne neterminată. În timp ce Selim și Bahar își continuă munca pentru a-l determina pe inspectorul să vină la școală pentru a opri hărțuirea, Ficret face tot posibilul pentru a le preveni. Când Selim și Bahar cer ajutorul lui Echim, ei se confruntă cu un comportament neașteptat. Selcuc află un detaliu foarte important despre accidentul Leilei. Acest detaliu îl va conduce la informații importante despre ziua accidentului. Ficret, pe de altă parte, face tot posibilul să-și dejucă planul. Canat încearcă să înțeleagă motivul schimbării lui Echim, dar nu reușește. În cele din urmă, Hazal îl ajută. Când Canat află despre incident, își face un plan pentru a nu o pierde pe Echim. În timp ce relația dintre cei doi s-a îmbunătățit, o mare surpriză îi așteaptă la școală. Doi ben rezumat, vineri, sâmbătă și duminică de la ora 8:00. Numai pe Insta Media.